Comuna Moldovenești din județul Cluj s-a îmbogățit de astăzi cu o fabrică care produce piese pentru aripile aeronavelor destinate transportului de persoane. Prin investiția totală de aproximativ 12 milioane de euro, autoritățile promit să creeze peste 200 de locuri de muncă în anii următori în cadrul fabricii inaugurate. Este o dovadă că România nu mai este și nu mai trebuie să fie țara în care salariul minim pe economie să fie principalul argument pentru care un investitor să aleagă România ca locație unde să-și plaseze business-ul. Cred că cel mai important este să punem în față valoarea adăugată pe care noi o putem aduce în investiții. În prezent, la fabrica din Moldovenești lucrează 30 de angajați care au fost specializați timp de 3 luni în Belgia pentru a putea face față cerințelor. Nu este chiar atât de ușor. Sunt foarte pretențioase piesele. Și, ce să zic, încercăm să ne adaptăm la cerințele lor, care sunt foarte, foarte precise și foarte grele din punctul meu de vedere. La început se pare mai greu, că până te obișnuiești să înveți, după aia te obișnuiești. Este cu totul nou în primul rând. A durat puțin până am învățat, dar odată ce înveți este ușor, pentru că este totul automatizat și trebuie doar să fii foarte atent. Prin această investiție, guvernul speră să atragă și alți investitori din străinătate. Zona aeronautică românească este generoasă. Avem clustere cu expertize și la Bacău, și la Brașov, și în Transilvania. Trebuie să aducem jucătorii europeni și mondiali potriviți, astfel încât să întregim toată această zonă. Semnele sunt că vor veni și alții. Și pe măsură ce avem aceste tipuri de investiții, pe măsură ce avem grijă de investitori să aibă o experiență investițională pozitivă, ei sunt cei mai buni ambasadori în a atrage și alți investitori. Investiția a fost realizată de compania mamă, dar și printr-un ajutor de stat de la guvern în valoare de peste 5 milioane de euro.